Da. Hai să observăm. Are rost să mai spun ceva? Este ora 8 fără și am auzit dintr-o dată un zgomot foarte puternic. Păsărelele sunt ok, trebuie să le ridic de acum. Să le pun din nou mâncare, apă și așa mai departe. Bună dimineața! Bine ați venit sau revenit la un nou vlog din seria Ce prostie a mai făcut Bruno astăzi? După cum ați văzut, eu am avut o trezire foarte frumoasă, deci am avut parte de un cadou superb la ora 8 fără dimineața. Pentru că cineva a reușit să dea colivie de păsări jos. Și da, păsările sunt ok. Acum problema este că le-a crăpat capacele de la recipientele de mâncare și va trebui să cumpărăm altele. Și va trebui să ne ocupăm astăzi de treaba asta și să-i cumpărăm un clește pentru unghii și să încercăm să-i tăiem noi unghiile acasă pentru că nu se mai poate. De data aceasta am avut noroc pentru că avem și plasa respectivă care protejează colivia. Și păsările nu au ieșit și sunt ok, dar nu se știe următoarea dată, așa că va trebui să-i tăiem unghiile și să vedem cum să asigurăm păsările acolo. Deci, un cadou minunat de făcut la ora 8 fără dimineața pentru o persoană care nu lucrează și care aseară s-a pus pe la 1 și ceva la somn, deci, da, ceva de vis. Dacă tot sunt trează, haideți să deschidem și cadoul cu numărul 16. După cum se vede, ori este ceva un gel de curățare, ori o mască, ceva, oricum un produs de îngrijire și este de la, stați așa să vi-l arăt, de la Dermic, este o cremă pentru... este o cremă de mâini. Pentru că acum mă uitam că scrie dry, very dry and atopic skin și mă gândeam nu o să mi se potrivească pentru că sigur este foarte grasă. Dar nu, este pentru mâini, ceea ce mi se pare foarte mișto pentru că eu oricum am probleme cu mâinile în ultimul timp. De fapt, în sezonul rece am probleme. Haideți să vedem. Ar trebui să restaureze pH-ul pielii, microbiene și să aline simptomele de eczemă. Eu nu am eczemă, dar na, iritații, zona aceasta de uscățime, senzația de fapt de uscățime, roșeață și așa mai departe. Și are și vitamina A, care ar trebui să vitamina E, care ar trebui să hrănească pielea și alantoină. Mi se pare foarte interesant, așa că haideți să o testăm. Ea arată cam așa. Are un miros foarte fresh, foarte plăcut. Se absorbe rapid în piele, deci în momentul în care am început să masez, s-a transformat așa ca într-o apă foarte lejeră și nu lasă deloc film gras. Ceea ce mi se pare foarte, foarte mișto. Plus mirosul, deci este demențial. Miroase ceva așa curat, fresh, foarte, foarte plăcut. Aici avem una bună și una rea, da. Deci după surpriza lui Bruno, am găsit o cremă de mâini foarte, foarte, foarte mișto și pică foarte bine pentru că eu acum o folosesc în dormitorul asta, în dormitor, în sufragerie o am pe cea de la Caudalie și în dormitorul am pe cea de la Panier de Soin, cred.
ceva de genul, care este pe terminate. Cea de la Caudalie mai am puțin, dar oricum este o miniatură și cred că mai am o cremă sau două de mâini neîncepute. Așa că, da, pică foarte, foarte bine și dacă am desfăcut-o, aceasta va fi următoarea în uz. Se simte foarte fain și nu lasă... Deci, da, mâna se simte hidratată, se simte că ai pus ceva pe ea, dar nu se simte filmul acela gras pe care o lasă multe creme. Iar mirosul mă topez după el. Sleeping, all is peace, and I'm still hanging round in a house that's filled with lights, walking through a midnight wonderland. The wise man keeping watch, now it's midnight, and though it's cold outside, we're staying warm. Star will always shine, it's the season for all time, walking in our midnight wonderland. The fuss and hustle of yesterday's gone, now let us focus on the holidays, having fun. Și după cum ați văzut în imagine, am fost la Pet Shop, pentru că după ultima lui ispravă de azi dimineață, după ultima bucurie pe care ne-a făcut-o, am hotărât să mergem să cumpărăm o unghieră specială pentru animăluțe și să încercăm să-i tăiem unghiile acasă, pentru că să mergem la 3-4 săptămâni la veterinar să îi le taie. Nu este nimic de cost, pentru că este gratuit, dar trebuie programare și așa mai departe. Și am zis, haide să experimentăm acasă. Și tot în acest scop am luat și acest spray calmant, pentru că noi nu i-am tăiat niciodată unghiile acasă și data trecută când i s-au tăiat unghiile, el era anesteziat, pentru că a fost atunci când l-am castrat. Și să încercăm, nu știu, vedem.
Și i-am mai luat din acestea pentru dințișori, pentru că data trecută când am cumpărat eu de la Animalis, am dat 2 euro și ceva. Știu că pe 3 am dat în jur de 8 euro și ceva. Și atât la Auchan, cât și la Maxi Zoo, acestea sunt la 1,40 euro. Așa că i-am mai luat încă 4, deoarece trebuie să-i dăm în jur de 17 pe zi. Și da, am mai cumpărat să fie acolo, pentru că mai avem foarte puține din ultimul plic. Cam asta am cumpărat noi în seara aceasta, vedeți, am făcut cumpărături enorme. Oricum, am plătit, de fapt nu eu, partenerul meu, a plătit 28 de euro pe toată treaba asta. Deci 28 de euro în această lună, bine, except în mâncarea și așa, au plecat pentru Bruno. I'm still hanging round in a house that's filled with lights, walking through a midnight wonderland. The wise man keeping watch, now it's midnight, and though it's cold outside, we're staying warm. And the star will always shine, it's the season. Și astăzi din nou nu am filmat mai nimic, adică după ce am vorbit cu voi prima dată, deci dimineață, am făcut de mâncare, am mâncat de prânz, după a venit o prietenă la mine și ați văzut că am tras câteva cadre, ea vine mereu să se joace cu Bruno și am stat cu ea la 2 căni de ceai. Iar după aceea a venit imediat partenerul meu de la muncă și am plecat la pet shop. Ați văzut deja ce am cumpărat de acolo. Și acum pe seară am vorbit cu ai mei, cu familia. Și cam aia e pe astăzi. Tot ce mai rămâne de făcut, pentru că este aproape ora 10, îmi voi pune toate instrumentele la dezinfectat, pentru că trebuia să fac aseară tratamentul cu derma rollerul, dar când mi-am dat seama era prea târziu și nu aveam ustensile dezinfectate. Așa că voi face astăzi treaba asta și mai văd eu ce mai fac pe lângă. Dar în principiu, da, n-am făcut nimic la capitolul inventar. Ne-am ocupat de Bruno. A, da, i-am tăiat unghiile. Am încercat noi, cum am văzut pe net, pe canapea, să-l ținem și să-i tăiem unghiile, însă bineînțeles că nu a funcționat treaba asta, ci a funcționat varianta în care eu l-am ținut în brațe pe el și arătam acolo la păsărele și partenerul meu îi tăia unghiile. Deci a mers așa cu bombonica. Dar da, am reușit, am tăiat unghiile din prima, deci pentru prima dată am reușit să-i tăiem unghiile. Nu ne-a fost frică până acum, pentru că pentru cine are pisici știe deja că ei au și bucățica aia de unghie cu carne și ne-a fost frică de fiecare dată să nu-i facem rău și așa mai departe. Ultima dată am tăiat unghiile la veterinar și am zis că să-l ducem în fiecare lună. Nu e o chestie de cost pentru că este gratuit, deci îl putem duce la veterinar să-i taie unghiile gratuit, fără nicio problemă, dar mi se pare o risipă de timp, du-te, vino, du-te, vino și așa mai departe. Așa că, da, le-am tăiat noi și ne-a ieșit din prima, am reușit să le tăiem pe toate. Văzusem inițial tutoriale pe YouTube de la veterinari, că să-i tai în prima zi o unghie, a doua zi să-i tai și așa mai departe. Noi am tăiat 2 unghii din prima, i-am dat niște recompense, după i-am mai tăiat încă 6 unghii și iar i-am dat recompense și încă 2 unghii și am terminat. Și din noi am dat recompense pentru că a fost cu minte pe partea de tăiat unghii. Într-adevăr, astăzi după ce a tărâmat Colivia, a fost cel mai cu minte motan. De mult n-a mai fost așa de cu minte, probabil. Ori s-a lovit, ori s-a speriat și el destul de tare, pentru că astăzi am observat că i-a căzut excesiv părul. Deci de după amiază și până acum seara îi cade părul în șmocuri, ceea ce ieri nu se întâmpla. Deci este o noutate. Este posibil să fie și din cauza stresului, pentru că s-o fi speriat destul de tare. De aceea și fost cu minte astăzi, nici măcar n-am mai încercat să sară acolo
până să-i tăiem noi unghiile, nici n-am mai încercat să sară la păsărele. Dar da, vedem ce mai face și mâine Bruno. Mâine dimineață mergem la piață și de această dată provițolim să și filmez. Să vedeți și voi cum arată piața, una din piețele de aici, din zona de la mine. Așa că da. Ne auzim mâine. V-am pupat și o zi frumoasă să aveți. Pa, pa!